biserica de astăzi a Sfintei Cruci se prăznuiește din secolul al VIII-lea, de atunci avem primele mărturii în timpul împăratului German. Un manuscris din secolul al XIII-lea vorbește despre această duminică ce se prăznuia deja în postul Paștelui ca cea de-a treia închinare a Sfintei Cruci. Prima fiind cea de pe 14 septembrie, a doua pe 1 august și cea de-a treia în mijlocul postului, la mijlocul postului mare. Mărturia din secolul VIII arăta că la Biserica Sfânta Sofia prăznuirea Sfintei Cruci începea chiar în miercurea când se înjumătățea propriu-zis postul și continua încă o săptămână închinându-se pe rând bărbați și femei în Catedrala Sfintei Sofia. Era legată cu siguranță de o procesiune, de o aducere a lemnului Sfintei Cruci de la Ierusalim în cetatea Constantinopolului la Sfânta Sofia. A fost inițial o prăznuire locală, după aceea s-a extins în toată biserica. Dacă în prima duminică din postul Paștelui învățăm că icoana nu este idol, ci prin icoană ne întâlnim cu Sfântul reprezentat pe icoană, că icoana devine întâlnire cu Sfântul care a fost reprezentat și că întâlnirea noastră ultimă este cu Cel reprezentat pe icoană, prin Sfânta Cruce înțelegem că orice reprezentare a crucii făcută cu cinstire de Dumnezeu, devine icoană a jertfei lui Hristos și este o legătură nedezlegată între Hristos și crucea sa. Și crucea devine putere și pecetluire a unui adevăr pe care îl face în numele lui Hristos. Mântuiește, Doamne! Înainte de toate, să aduc laudă și mulțumire lui Dumnezeu, care toate le rânduiește în viața noastră și care a rânduit ca astăzi să fiu hirotonit și așezat preot în această frumoasă parohie. De aceea, îi mulțumesc Părintelui Mitropolit Teofan pentru încrederea acordată și pentru că mi-a credințat această slujire. În același timp, îi mulțumesc și Preasfințitului Părinte Nechifor pentru că astăzi s-a aflat în mijlocul nostru și prin punerea mâinilor Preasfinției sale am primit Harul Sfânt al Preoției, har ce se transmite neîntrerupt de la Sfinții Apostoli. Hirotonia și instalarea preotului în parohie este un eveniment deosebit pentru comunitate, de aceea prezența dumneavoastră aici arată în primul rând conștientizarea acestui lucru, apoi arată dragostea pe care o aveți față de Dumnezeu și de slujitorii Săi. Însă să știți că astăzi nu am venit singur, ci împreună cu soția și fica noastră, Anastasia Sofia, care primirea lui Dumnezeu a primit astăzi taina Sfântului Botez. De azi înainte, preot și popor vom forma o parohie, însă știm cu toții că parohia este comunitate de creștini adunate în jurul Sfântului Potir. Tocmai pe aceasta aș dori să punem accent, pe apropierea și unirea cu Hristos, iar aceasta nu se va putea realiza decât prin prezența dumneavoastră la slujbele Bisericii, îndeosebi la Sfânta Liturghie.